close up. Și Oagă-te. Picior. Fiecare sunt de mic, de broască, mare de lac. Uh-huh. A reușit. Doamne. A reușit, dar e foarte mic exemplarul ăsta. Bă. Era un clip de șters. Te rog, să nu fugă și să nu te muște. Am mai găsit o lăcustă pe aici, până pe piele. Gata, am prins-o. Successful yoinked. Am prins-o, deci e un gecko aici. Picoleț! S-a dus. Aici. Un gecko? L-am văzut. Ai văzut? Noaptea este perioada din zi în care unele dintre cele mai bizare creaturi ies din ascunzătorile lor. Din păcate, în România nu avem multe astfel de animale. Însă, dacă vom merge câteva sute de kilometri mai în sud, în Grecia, asta se va schimba. Am mai găsit un paian genii pe aici, dar mult mai mic, și lăcusta asta, care seamănă un pic un katydid. Tot sare. Da, e plin de paian gen lup și lăcuste din astea destul de mari, până care pot să muște. Cred că lăcusta? Paian gen? Lăcusta ce? Este da, alt paian gen lup. Al șaptelea exemplar pe care l-am găsit pe câmpul ăsta. Da, e alt paian gen lup destul de mare. Tot o femelă. Oh! Nu-i paian gen ăștia. Este noaptea, deci nu sunt prea mari fani ai luminii, știți? O să o lăsăm în pace și femeia asta. Ok, gata, merge. Deci am găsit aici un paian gen lup de dimensiuni destul de mari, o femeie, nu știu exact specia. Nu se vede cu lanterna. Uitați-l. Oh! E un paian gen lup de dimensiuni destul de mari. De obicei, paian genii lup sunt destul de docili și mușcă doar dacă sunt provocați. Uitați că stă acum pe băț. Nu este, este un exemplar destul de mare, mult mai mare decât ce am găsit în România până acum. E femelă. Și da, e o femelă. Masculii sunt mai mici la paian genii lup decât femelele. Și, și după cum v-am spus, mușcă extrem de rar paian genii lup. De obicei, mușcă doar dacă sunt forțați. Provocați. Slash provocați. Da. Și din câte se pare, exemplarul ăsta e destul de săltăreț. Nu-i prea place mâna mea. Close up. Și o să lăsăm paianjenul să lupă în pace și să mai căutăm în continuare ceea ce căutăm noi aici de fapt, adică șopârle, gecko și posibil alte specii. Da, hai posibil să ne deranjăm natura. Posibil și șarpele coc de pisică, o specie nocturnă de șarpe de aici din Grecia. O să lăsăm paianjenul să lupă în pace. Deci am găsit aici un miriapod. Sunt din familia miriapodelor, adică sunt înrădiți cu centipezii, spre deosebire de centipezi. Aceștia sunt inofensivi, nu cu o mușca. Și ca să se apere, se fac o bilă și emană o toxină, care n-are gust bun. Și au denumirea de miriapod din cauza că au foarte multe picioare. O să lăsăm pe asta acum și o să căutăm gecko în continuu. Deci am mai găsit încă o broască, s-a băgat aici, după seară. Da, dar o să lăsăm în pace ca să nu o prindem. Da, broască. Oagăt? Oagăt. Oagăt? Oagăt. 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 Deci o... E un exemplar destul de mic de broască mare de lac. Oagăt. Broască mică de lac mare. Da. A venit aici, doar la apa de la furtun. Aici. Un gecko? L-am văzut. L-ai văzut? Da. Da, acolo. A sărit. E unul mic aici. Era un ăla mare aici. Stai, să-mi dau jos gâzăm. Ia. Păcat că n-am filmat la timp. Uitați-l acolo. Un gecko mediteranean. E destul de mare exemplarul ăsta, de-aia încercam să-l prind, dar s-a dus. Stai. Gecko? A reușit. Yoink. A reușit, dar e foarte mic exemplarul ăsta. Specia asta este geckoul mediteranean comun. Este cea mai comună specie de gecko din zona mediteraneană. Încearcă să te și mișcă. Are acest colorit specific. E de-abia i-am atins coada. Da, da, i-a căzut coada. Așa fac și când sunt mici și când sunt mari. Iar nu mai focalizează. Ok, gata. Deci a dat drumul la coadă pentru că îl țineam mai de spate un pic și credea că îl țin de coadă. Dar aș dau drumul foarte ușor la coadă șopârlele gecko. Și dacă vii jos să te uiți un pic la ea, se mișcă.
Atunci când o șopârlăși de drumul la coadă, te emite niște semnale nervoase la ea ca să continue să se miște. Ca atunci când predatorul mușcă de ea, să creadă că e șopârla vie, de fapt, care se zbate. Dar de fapt e doar coada. Și avem aici șopârlița asta micuță, gecko, foarte drăguță. Te rog, ai grijă să nu fugă și să nu te muște. Încearcă să mă muște de deget. Pe mine m-a mușcat una. Da, dar e foarte mic. Are coloritul ăsta pe spate. Maroniu, cu puțin negru și cu petele alea care seamănă cu niște granule așa, să semne cu niște cu o piatră. Pupila este foarte frumoasă, verticală. Și un lucru foarte interesant la gecko sunt picioarele lor. Acum haideți să vă explic care e faza cu picioarele șopârlilor gecko. Aceste șopârle sunt multe specii în lume. Se pot întâlni pe toate continentele cu excepția Antarcticii și au abilitatea extrem de interesantă de a se cățăra pe diverse suprafețe, cum ar fi sticlă, geamuri, pietre, chiar și pe suprafețe complet verticale, ca să vă dați seama. Asta se datorează faptului că pe degețele picioarelor, șopârlele gecko au niște fiicele foarte mici de păr, numite sete. La rândul lor, aceste mici fiericele de păr se împart în alte sute de fire de păr, chiar mai mici, numite spatule. Oamenii de știință știau deja că gecko se lipesc atât de ușor de geamuri datorită forței de atracție legată de interacțiunea Van der Waal, dintre părul fiind divizat și suprafață. Acum, haideți să vă explic ce este interacțiunea Van der Waal. Forțele Van der Waal, sau interacțiunile Van der Waal, reprezintă forțele de atracție sau de respingere de putere relativ mică dintre moleculele neutre. Asta înseamnă că, atunci când piciorul șopârlei atinge o suprafață, micile impulsuri electrice pe care le generează perișorii se atrag de impulsurile electrice de pe suprafața atinsă, piciorul șopârlei rămânând lipit, atâta timp cât dorește șopârla. Și un lucru foarte interesant este că atunci, ca să se desprindă piciorul șopârlei de pe suprafață, din cauza că este forța de atracție atât de mare, trebuie să își miște degetele în cealaltă direcție față de care o mișcăm noi. Du-te, micuțule, du-te! S-a dus. Du-te, micuțule, hai, găsește-ți casa. Se duce între pietre și o să se ascundă acolo.